După ani de cercetare în proiectul Event Horizon Telescope, astronomii de la Observatorul European de Sud au anunțat o descoperire remarcabilă. Experții vor arăta lumii noi informații speciale despre galaxia noastră, cunoscută sub numele de Calea Lactee. Evenimentul la care ESO va dezvălui această nouă descoperire va avea loc pe 12 mai 2022 la ora 15 CEST și poate fi vizionat în Europa pe YouTube Watch Online pe pagina Observatorului de Sud. La Science Alert. Apoi, 6 astronomi din întreaga lume vor călători în jurul globului pentru a prezenta această nouă descoperire senzațională. Detaliile nu au fost dezvăluite, dar se crede că sunt legate de proiectul EHT, care studiază centrul galaxiei noastre. Există o gaură neagră supermasivă numită Săgetătora. Acesta este al doilea eveniment global după momentul istoric din 2019, când a fost expusă prima fotografie a unei găuri negre din istorie. Noua aeronavă revoluționară americană, aeronava supersonică care va schimba lumea video, face publicitate. Trebuie remarcat faptul că găurile negre sunt obiecte extrem de inimaginabile în spațiu deoarece sunt practic invizibile și absorb radiația electromagnetică. Ceea ce vrem să vedem este orizontul evenimentelor, în esență conturul unei găuri negre, unde lumina nu mai poate scăpa de atracția gravitațională. Dar Săgetătorul este ascuns de un nor de praf și gaz, ceea ce îl face deosebit de dificil de studiat. Comunicatul de presă al astronomilor ESO promite ceva revoluționar, cu o formulare similară cu ceea ce a fost anunțat înaintea unei conferințe de presă din 2019, când a fost lansată prima fotografie a găurii negre. Nou videoclip revelator despre viața secretă a liderului de la Kremlin în presa elvețiană. Situată în centrul galaxiei M87, această gaură neagră supermasivă este de 6,5 miliarde de ori masa Soarelui. Și raza orizontului său de evenimente este de aproximativ 20 de miliarde de kilometri, ceea ce este foarte departe. Săgetătorul este mai aproape de noi, chiar în centrul galaxiei noastre. Cu toate acestea, este destul de mic pentru o gaură neagră supermasivă de numai 4,3 milioane de ori dimensiunea Soarelui. Face publicitate.